E un al patrulea documentar dintr-un ciclu pe care eu l-am inaugurat cu vreo 23 de ani în urmă, un ciclu care eu l-am intitulat România mea profundă. Și acesta este al patrulea documentar. Acest ciclu a început cu Călătorie într-o lume uitată în 99-2000, cu Nucu în 2006, cu Învingătorii în 2009 și cu acest documentar Memoria clipei, astăzi în 2023. Ce te-a inspirat la documentarul ăsta? Înțeleg că e vorba despre portretul unei femei și, mă rog, într-un anumit context și cultural și social și... Da, este portretul unei femei. Asta a devenit. Intenția mea a fost cu totul alta inițial când am reluat această temă, pentru că trebuie să spun că acest documentar este foarte legat de documentarul din 2009, Învingătorii, care spune povestea, cronica de familie a acestui Cătun, Poiana Cătunenilor, un loc undeva la vreo 60 de kilometri de Bistrița și vreo 30 de Năsăud, un loc binecuvântat și pe care eu l-am descoperit la începutul anilor 2000 și mi-au luat vreo 8 ani de zile ca să reușesc să adun finanțare și să filmez în 2008 Învingătorii și să vadă lumina ecranului în 2009, unde spun povestea, cronica de familie a acestui sat, unde oamenii trăiesc peste 100 de ani, cu o poveste extrem de interesantă, acest Cătun, cu povestea unui grănicer venit de peste Măguri, cu soția stabilită acolo și care a dat naștere acestui Cătun care există și astăzi. Când am venit în 2021, tot în Poiana Cătunenilor, inițial vreau să fac o continuare a acelei cronici de familie, invitând multe din personajele cu care am filmat în 2008 și, din nefericire, singurul personaj care a venit în întâlnirea noastră este Viorica Cătuna, care a devenit personajul principal al acestui documentar și care în Învingătorii era un personaj secundar. Și iată cum acest film a devenit un portret al acestei femei care trăiește izolată undeva la peste 1200 de metri altitudine și unde la ea în gospodărie, pe lângă toate acareturile și animalele, și-au făcut încet, încet loc poezia, muzica și foarte multe alte lucruri inedite și tradiționale ale locului, pe care le veți putea vedea în memoria clipei. Probabil prima incursiune în acest univers al satului te-a ajutat să fii foarte aproape de oameni, care să se deschidă în prezența unui străin. Bănesc că asta s-a întâmplat acum, la memoria clipei. Sigur, asta s-a întâmplat acum, asta s-a întâmplat și acum 23 de ani, când într-o călătorie, într-o lume uitată și în Nucu, două documentare făcute în aceeași zonă, în munții Buzăului, undeva în așezămintele rupestre din munții Buzăului, cu niște comunități tot mici de oameni care și la vremea respectivă, în 99, când am filmat, erau populate doar de oameni în vârstă, majoritatea tinerilor plecaseră și așa am generat acest ciclu, România mea profundă, în care ascultăm și stăm de vorbă cu oamenii în tihnă despre locurile, despre lucrurile care s-au întâmplat, despre trecut, despre prezent și despre viitor. Cum ai reușit să faci documentarul? Că, mă rog, tranziția de la ficțiune la documentar presupune niște schimbări de optică, de perspectivă, de multe. Sigur, Sunt genuri înrudite, dar în același timp au și lucrurile care le, nu spun eu, distanțează sau despar, le separă cât de cât, dar nu trebuie să considerăm documentarul, Doamne ferește, o cenușereasă a genului cinematografic, nici de cum. Fac documentar? Da, fac documentar. Eu consider că a putea să faci ficțiune de calitate, trebuie obligatoriu să faci documentar, trebuie obligatoriu să fii măcar în echipe de research, de căutări a subiectelor de documentar, unde să întâlnești oameni, situații care
cu siguranță pe urmă îți vor folosi în ficțiunile ulterioare și vor fi extrem de adevărate. Asta înseamnă că ți-a priit experiența asta. Sigur că da, întotdeauna am spus, am făcut la început documentar, din timpul facultății am făcut o specializare la Școala Europeană de Film pe documentar în ultimul an și imediat după ce am terminat facultatea și am continuat să fac documentar, sigur, acum cu unele mici pauze între ele, pentru că e destul de complicat, chiar și pentru documentar să poți să aduni finanțare, să poți să iei echipa și să poți să pleci în această călătorie minunată care se numește filmul documentar. Pentru că trebuie să menționez și memoria clipei, la fel ca 90% din proiectele mele și de ficțiune și de documentar, este un film independent și sunt filme independente în care cu mare trudă am reușit să putem aduna atât echipa cât și bruma de finanțare ca să reușim să le ducem până la capăt. Ești adeptul documentarului clasic sau a documentarului experimental? Pot să spun că experiment poate să existe în absolut orice tip de documentar. Am făcut și documentar clasic, cum este acesta, și cu subiecte inedite. Am făcut și docuficțiune, docudramă, cum e Învingătorii, în care ei și-au jucat cătunenii de din 2008, de atunci și-au jucat bunicii, străbunicii și toată povestea pe care eu am reconstituit-o. Și am făcut și documentar de călătorie. Deci, dar în toate acestea, nu pot să spun că sunt neapărat clasice, în toate acestea există și experiment, există și parte inovativă și există tot mereu o încercare și o căutare permanentă pe care o am și în documentar și în ficțiune. Când o să intre în cinematografie, Memoria Clipei? Memoria Clipei, fiind un film independent, tocmai ce a fost clasificat de CNC, este audiență generală, o să intre în cinematografele, din păcate fiind documentar, asta este o mare problemă că molurile nu-l iau, în cinematografele mici, mici. În cinematografele cu un ecran, noiembrie-decembrie. Anul acesta, în 2023, da. Perfect. Ce urmează după documentar? Acum termin un alt lungmetraj de ficțiune, pe care l-am filmat anul trecut și acum în vară va fi gata, un lungmetraj de ficțiune intitulat Un weekend de vis și vom vedea când va veni, tot un film independent este și acesta, și vom vedea când va vedea lumina ecranului. O să intenționăm să-l trimitem și în festivaluri și pe urmă, bineînțeles, și către televiziuni. Și sunt în pregătire cu un alt lungmetraj de ficțiune pe care intenționez acum în august 2023 să îl filmez, intitulat Jocul Luminii, și care sperăm ca până la anul viitor să fie și el gata, când pentru anul viitor deja sunt în pregătire cu un alt documentar de lungmetraj, o docuficțiune o să fie despre un personaj extrem de interesant și puternic din lumea sportului, care din păcate nu mai este. Documentarul se numește, mă rog, titlul provizoriu, vom vedea dacă îi va rămâne acesta, Marele Necunoscut, și despre o mare personalitate din lumea sportului. Nu pot să ne spui care. Pot să vă spun că are legătură cu handbalul și cu inițiatorul jocului de handbal în 7, multiplu campion olimpic și mondial, un workaholic și un personaj extrem de interesant.